Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Zoom Cultural. Sunt Mihai Ionescu și săptămâna aceasta vom continua seria mini-interviurilor în care vă prezentăm diferiți artiști. Astăzi, Ion Hultoană, consilier pe probleme artistice la Cercul Militar Național. Haideți să vedem ce material ne-a pregătit colega noastră. L-am alături de mine pe pictorul Ion Hultoană. Spuneți-mi, cum s-ar descrie pictorul Ion Hultoană în câteva cuvinte? Un om ajuns la o maturitate și cam obosit de multă muncă în viața de militar și chiar în viața artistică. De când ați început să pictați? Ca să discut de viața de artist, ar trebui să împart în trei etape viața mea. Perioada copilăriei, adolescență și la maturitate. În copilărie am desenat cu creionul, cu creta și alte materiale. În adolescență am trecut și la uleiuri. Dar nu cu intensitate lucram. Cu intensitate am început să lucrez cam după 90. A coincis cu pensionarea mea și cu Revoluția. După Revoluție, când m-am pensionat și am trecut din viața militară, am trecut în viața artistică. Ce teme preferate aveți și ați încercat să cochetați și cu altă modalitate artistică sau doar ulei pe pânză v-a atras? Tematica este diversă, dar domină peisajul și florile. Abordez și citadinele, și nudurile, portretele, tot ce se poate aborda în domeniul picturii. Însă, referindu-mă la numărul maxim de lucrări care le-am făcut în viață, cred că dominante sunt peisajele. Pe locul 2 ar fi florile și urmează celelalte în proporții mai mici. Sunt cunoscut cât de cât așa ca un pictor al peisajului și a peisajului de delta în special. Prin anii, sau cu vreo 7-8 ani în urmă, ieșeam în expoziții cu tablouri, în expoziții dominau tablourile de delta. Eram marinist și deltan, sau cam așa ceva, și deltist, deltan. Am început să mai părăsesc domeniul ăsta, poate din curiozitate să mai fac și altceva, și plăcerile astea după aia se comută de la o etapă la alta. Poate din curiozitate să ne verificăm calitățile profesionale, să vedem ce mai putem aborda, sau pur și simplu ne interesează și altceva, dar ce mă interesează pe mine cel mai mult, când am făcut o lucrare, indiferent că sunt flori sau peisaje sau altceva, mă interesează să placă la mai multă lume, să placă publicului, în primul rând să-mi placă mie și după aia publicului. Și confruntarea cu publicul se face în expoziții. Și dacă avem aderență la public, înseamnă că am făcut un lucru bun. Ce tabieturi sau ce obiceiuri aveți în mod special atunci când pictați? Nu prea am tabieturi atunci, mă concentrez foarte mult. Cafea o beau înainte. În rest, mă concentrez pe subiect. În general, eu pictez dimineața când sunt mai odihnit. Puterea de creație mai mare, nu știu dacă e creație, puterea de lucru, să-i spunem așa, că este creație sau mai puțin, este pictoare care trebuie să rezulte frumoasă, bună, echilibrată profesional, și atunci eu mă rezum exact, fac corp comun cu lucrarea. Ce credeți că îl propulsează pe un artist consacrat? Talentul, norocul sau critica de specialitate? În primul rând, conjunctura propulsează. Dar conjunctura este, apare, conjunctura, eu spun trenuri la astea,
Dar dacă nu ai talent, degeaba vine conjunctura. Dacă nu muncești, ai talent și nu muncești, degeaba vine conjunctura și nu progresezi. Dar la baza activității este totuși efortul. Așa cum se spune, 10% inspirație și 90% transpirație. Și asta e echivalentă la toate profesiile. Și la mine la fel. Ce rol are șahul în dezvoltarea personalității unui om? Deci are un rol major și sau în ultima vreme cea mai bună confirmare vine chiar de la Comisia Europeană, care a dat o directivă privind introducerea șahului în școli, constatând valențele deosebite pe care le are șahul și văzând că de fapt ceea ce învață copilul odată cu șahul sunt foarte multe lucruri folositoare mai târziu, indiferent dacă el devine profesionist sau rămâne un iubitor, un amator al șahului. E o chestie de netăgăduit și cu ocazia asta sperăm că șahul va lua un tot mai mare avânt. De altfel, în România se cunoaște foarte multe școli, grădinițe, unde se dau ore de șah, copiii încep de la vârste tot mai fragede, le place, părinții sunt și ei atrași și credem că asta va duce la o recrudescență a șahului românesc. Vorbeam și cu doamna Elena Cristian și vrem să știm dacă încurajați tinerii să se îndrepte spre acest sport al minții. Este foarte important să fie încurajați, dar eu vă spun din start, pentru că sunt și antrenor de copii și de tineri, ei vin singuri către șah. Pentru că șahul este ca o poveste, o poveste care se dea până încă din copilărie și cei cărora le plac poveștile și poveștile de genul ăsta vin către șah. Cel care inoculează, are inoculat acest microb, să-i spunem așa, al șahului, nu-l va lăsa toată viața. Deci e foarte ușor ca ei să vină spre șah. Noi nu atât să-i încurajăm să vină spre șah, noi trebuie să le oferim condițiile pentru a ajunge în marea performanță. Deci pentru a promova și fiecare să-și atingă acel nivel, acel plafon maxim pe care calitățile fiecăruia îl califică să ajungă la ele. Federația Română, că a zis că ați vorbit cu doamna Elena Cristian, deci organizatorii privați de turnee, totul se converg
în așa fel încât tinerii care aleg șahul să aibă condițiile necesare de competiție, de cantonamente pe care le oferă Federația Română de Șah, condițiile pe care le oferă cluburile și, bineînțeles, și investiția personală a tânărului, a jucătorului de șah, investiție care stă mai mult în efortul lui, în munca lui. Șahul este foarte cronofag, mănâncă foarte mult timp. Pregătirea la șah este enormă, chiar comparată cu alte sporturi fizice în care, mă rog, antrenamentul depinde de rezistența fizică a fiecăruia. La șah, antrenamentele sunt foarte lungi, 4 ore, 5 ore, 6 ore, poate și mai mult în timpul competițiilor zilnic. Și atunci, deci cei care vin spre șah, ei singuri trebuie să investească acest timp, această muncă, acest efort. Doamna Cristian, începând cu acest an școlar, șahul a fost introdus ca materie opțională în școli. Credeți că aceasta va ajuta la dezvoltarea acestui sport în școlile din România? Evident că da. Automat va crește baza noastră de selecție, pentru că copiii care vor opta pentru șahul în școală și pentru materia opțională de anul acesta vor vedea dacă le place sau nu le place șahul, iar cei care chiar se îndrăgostesc de acest sport vor veni la cluburi și, evident, baza de selecție va crește foarte mult și este foarte important pentru șahul românesc. Indiferent dacă ei ajung să facă performanță sau nu, șahul le va folosi toată viața. Ce vă doriți să se întâmple benefic în viitor apropiat în șahul românesc? Eu mi-aș dori foarte mult ca odată cu introducerea șahului în școală să vină tot mai mulți copii către performanță în șah și foarte, foarte mult îmi doresc ca la nivel de juniori să avem și noi cât mai mulți campioni mondiali și campioni europeni. Îi mulțumim, doamna Elena Cristian, și sigur vom mai auzi de șah și în edițiile următoare. Sperăm că v-a plăcut și ediția aceasta și pe la următoarea reîntâlnire ține legătura pe pagina de socializare Zoom Cultural. Vă mulțumim!